Da, răspund eu aici, da? Deci sunt anumite situații, păi nu, că e corect ce spune domnul președinte și ce s-a spus aici înainte. Sunt anumite situații care erau prevăzute și anumite proceduri. În momentul în care vine o adresă în primărie, ea se înregistrează la biroul de informații pentru cetățeni, merge la domnul secretar, domnul secretar o vede unde trebuie repartizată către ce direcție. Și aici hârtia s-a plimbat mai mult. A venit la biroul de informații, a venit la domnul secretar, a venit la mine, eu am dat-o la directorul direcției de dezvoltare locală, directorul direcției a dat-o la șeful de serviciu, șeful de serviciu a dat-o la angajatul. Bă, lăsați-o care... dracu, că e ca dracu, dă-o măsa, domn președinte. Deci asta era problema, era o procedură. Nu, hai să ne oprim că nu facem altceva. Nu. S-a reglementat, deci am avut întâlnire cu toată lumea. Deci asta e, știm cum să... Dar când vreau o foaie să ajungă de la A la S, nu vă supărați. O iau în mână și mă duc eu cu ea. Nu o dau la directorul ăla, o dau la directorul ăla. E normal că directorul ăla nu vă interesează. Domnul, care ce se întâmplă? Noi plătim. De ce să ne asumăm noi ca, virgulă, consiliul local, în fața cetățenilor, că dânsii ne-au primit aici? Gândiți-vă foarte bine. Mă întreabă mâine un cetățean, bă, doamne, eu plătesc taxele și impozitele, mi le plătesc la timp. De ce? Pentru investiții, pentru altceva. De ce să plătiți 110 miliarde pentru incompetența altora? Da. Fără supărare. Am auzit juriști care ne pun benzi în roate pentru tot felul de lucruri și o să se discute la diverse. Sunt cei mai buni la pus benzi în roate. În schimb, când e de câștigat un proces cu X, cu Y, pe care noi dacă... Nu, dar am dus-o ca dracu, de la dracu la Caiafa, nu se face. Iar fără supărare, zice, băi, n-ai cum să nu-l câștigi, ăla s-a pus, a construit pe domeniul public, adică vine la mine în curte, a construit, n-ai cum să nu-l câștigi. Și acum auzi că pierdem. Și nu e vorba de 2 lei. Nu vă supărați, sunt 110 miliarde. Da, ce făceam noi cu 110 miliarde? Gândiți-vă să mergem mâine, să vorbim cu cetățenii, să spunem, bă, 110 miliarde s-au dus din banii voștri, că nu sunt nici ai mei, nu sunt nici ai executivului. Sunt ai populației, sunt ai creșterilor, s-au dus. Că nu o să facem o grădiniță, o școală sau orice. Și noi spunem că plimbăm o hârtie de la A la Z în 7 zile ca să plătim penalități. Noi trebuie să-și asume cineva.